cadrele medicale care dețin sau intenționează să înființeze cabinete medicale în zonele rurale, precum și societățile medicale din aceste zone, pot obține de acum finanțare nerambursabilă pentru activitatea pe care o desfășoară, anunță Ministerul Sănătății pe site-ul propriu. Sesiunea pentru depunerea de proiecte a început luni 3 septembrie și se termină pe 28 septembrie 2012. Potrivit comunicatului Ministerului Sănătății, fondurile nerambursabile pot fi obținute prin intermediul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, derulat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Mai precis, sursa citată menționează că la începutul acestei săptămâni s-a deschis linia de finanțare din cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, AXA 3, măsura 312, sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi. Aceasta este a șaptea sesiune de cereri de proiecte pentru măsura 312. Atât medicii cât și societățile comerciale din mediul rural pot obține fonduri nerambursabile pentru a realiza investiții în serviciile de sănătate, asistență medicală, ambulatorie și stomatologică, asistență medicală generală, specializată, dar și în alte domenii. Suma pusă la dispoziție prin acest program, măsura 312, este de aproape 140 de milioane de euro, iar sesiunea pentru depunerea de proiecte se desfășoară în perioada 3-28 septembrie 2012. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui singur proiect este de 200.000 de euro. Anunțarea rezultatelor în urma depunerii cererilor de finanțare se va face după aprobarea raportului de selecție de către directorul general al Autorității de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală. Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit va notifica în scris și prin intermediul paginii de internet www.apdrp.ro pe toți solicitanții în privința rezultatului evaluării cererilor de finanțare depuse de către aceștia.